Reprezentanții poliției din Iași au precizat că în jurul orei 9:40 au fost sesizați despre faptul că pe drumul european 583 a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din primele cercetări s-a constatat faptul că o tânără de 27 de ani, în timp ce conducea un autoturism dinspre Iași către Lețcani, a lovit un alt autovehicul care circula în fața ei. A avut loc o ciocnire în lanț, în total au fost implicate 5 autoturisme care au fost avariate, iar un conducător auto a fost rănit. Toți cei 5 conducători auto au fost testați cu alcool testul, rezultatele fiind negative.